Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți celebrezi ziua de naștere pe 4 mai, ești ambițioasă, muncești foarte mult și ești extrem de practică, știi clar ce vrei, și ai suficientă încredere și perseverență pentru a obține. Ești un constructor? care lucrează încet și în mod consecvent pentru a atinge scopul, realizându-ți planurile și visele cu perseverență și hotărâre incredibile. Dacă vrei să faci ceva, atunci nu lași pe nimeni sau ceva să te împiedice. Numeroasele talente îți oferă șansa de a te realiza în domeniul afacerilor și al finanțelor. În plus, ești foarte înțeleaptă în înțelegerea psihologiei oamenilor și a nevoilor acestora ești dornică să împarți cu ceilalți ceea ce ai învățat tu însăți, fie din manuale, fie din propria experiență. Indiferent dacă preda la școală sau nu, ești gata să explici în detaliu toate subtilitățile subiectului perfect cunoscut. Deși în exterior dai impresia unui om moale și chiar timid, tu ai o putere profundă în tine, datorită căreia ești capabilă să-ți asumi orice sarcini complexe și responsabile. Cu toate acestea, nu te străduiești niciodată să conduci, preferând să lucrezi în cadrul unei echipe. O caracteristică distinctivă a ta este o anumită tendință pentru întreprinderile riscante, deși la prima vedere poate părea neașteptată. Este posibil să descoperi această calitate în tine în anii maturității, când apar o nevoie tot mai puternică de autorănoire și schimbare. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: concretență, loialitate, rezistență și putere creativă. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje. Te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces, Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipo. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă, ești foarte muncitoare, extrem de practică și ambițioasă, ești conștientă de ceea ce ai nevoie de la viață și lucrezi ferm, metodic într-o anumită direcție, muncind din greu, ești foarte încăpățânată, te poți mișca încet, dar nu te vei opri niciodată din drumul tău, patrimoniul tău este fluxul de numerar și comerțul. Liniștită și calmă, uneori chiar și conservatoare, în sufletul tău este un jucător. Riscul pentru tine nu se reduce doar la acțiunea fizică, se poate manifesta în curajul și îndrăzneala viselor, în nașterea unor idei noi, în distrugerea stereotipurilor. Deci, mai devreme sau mai târziu, vine un timp în viața ta când vei descoperi entuziasmul adormit în tine. Moliciunea ta externă creează uneori impresia înșelătoare a ușurinței accesibilității și a vulnerabilității tale. Cu toate acestea, miezul tău intern te ajută să reziști la orice formă de presiune, iar calmul și echilibrul pot fi înlocuite de încăpățânare și rigiditate. Deși în majoritatea cazurilor este posibil să fii de acord cu ceilalți, în chestiuni de principiu ți-a ferm punctul de vedere și este aproape imposibil să fii convinsă. Îți apreciez prea mult idealurile și nu permiți compromisuri în raport cu ele. Stabilitatea internă inerentă ție, precum și sensibilitatea, atrag pe cei care caută sprijin și ajutor. Tu poți fi fericită, oferindu-te să servești comunității sau unei anumite persoane, și nu tot întotdeauna celui mai apropiat, dar după mulți ani de astfel de devoțiune, poți deveni sătulă de îndatoririle tale și dorești să scapi de ele cu orice preț. De regulă, te dezvolți târziu și numai pe la vârsta de 40 sau 50 ajungi să realizezi că există o adevărată fericire. Judecățile tale sunt adesea exprimate nu în cuvinte, ci în fapte și exemple personale. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de diferențe de natură? încântarea, naturalețea și determinarea. Este una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 4 mai soartata? Ești în unele moduri profesor. Ai o sete pentru a împărtăși informațiile primite. În același timp, Ești gata să explici un detaliu sau altul care ți este familiar. Aparența ta este înșelătoare, poți fi percepută ca timidă, liniștită, moale. Totuși, în realitate, ai un nucleu interior puternic. Puterea uimitoare se află în caracterul tău, de aceea poți face față oricăror dificultăți, poți rezolva orice afacere făcând față celor mai dificile probleme. Dragostea față de risc este o trăsătură cheia ta, deși poți trăi mulți ani și nici măcar nu ești conștientă de această particularitate. Riscul și aventurismul se manifestă la maturitate. Tu ai nevoie de o actualizare constantă. Aceasta se referă nu numai la lumea înconjurătoare, ci și la sine. Aceste lucruri îți permite să crești și să te dezvolți într-un sens moral. Ești foarte misterioasă, imprevizibilă și neobișnuită. Aceasta este o colecție de contraste. Sub o înfățișare drăguță și timidă se află un adevărat aventurier și jucător cu pasiune nemărginită. În plus, riscul în înțelegerea ta nu se limitează doar la un fel de acte nebunești. Maximul tău este transcendența gândurilor și dorințelor. Este important ca tu să spargi cadrul regulilor și să elimini stereotipurile. Personajul tău pare să fie vulnerabil și fără apărare. De fapt, în echilibrul și impenetrabilitatea ta poate persista chiar și cruzime. Ești foarte puternică, tu nu te temi de teste puternice, este imposibil să se ajungă la un acord cu tine dacă se referă la probleme de importanță fundamentală. Nu este deloc util să se certe cineva cu tine. Argumentele nu vor funcționa. Fapt este că pentru tine, propriile tale idealuri au o valoare extremă. Sensibilitate stabilitate, încredere internă, aceasta este ceea te distinge. Tu atragi pe oamenii slabi, poți oferi asistență și sprijin neprețuit, de aceea, nu ar trebui să te dedici pe deplin cuiva, timp de mulți ani, tu poți servi cu credință cuiva, cu toate acestea, momentul va veni cu siguranță, și vei ure totul în jurul tău, poți deveni un model de fiabilitate și devoțiune. Fericirea pentru tine este să fii acasă, să te simți caldă și confortabilă. În acest fel, ți se recomandă să nu-ți dai viața pe altarul cuiva sau altceva. Nu-ți fie teamă de dorințele și sentimentele tale. Dragoste și compatibilitate în dragoste, paria a fi o persoană rece și imperturbabilă, dar în realitate ești la fel de emoțională ca și ceilalți tău ruși, pur și simplu nu-ți place să-ți arăți sentimentele adevărate. Adânc în jos ești un romantic, dar dacă insecuritatea s-a strecurat în tine, prefer să rămâi închisă și să te restrângi. Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și de detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu știi cum să explici perfect, în plus, ești bucuroasă să-ți împărtășești experiența acumulată sau cunoștințele tale specifice cu alte persoane. Poți fi un profesor bun, la prima vedere, par indecisă, blândă și uneori timidă, dar acesta este doar un aspect. De fapt ești un om foarte responsabil și puternic. Nu îți place să stai în fruntea echipei, preferând să fii doar unul dintre cei egali și nu lider. Spre surpriza de plină a celorlalți, din când în când, riscurile te atrag. Uneori această notă de aventurism se trezește după 30 de ani, când devii extrem de conștientă de nevoia de schimbare și de dezvoltare. Un angajament față de tradiție și conservatorism, Ascunde în mod paradoxal dragoste de aventură și de risc. Va veni o zi când vei fi atrasă de căutarea de jocuri de noroc și aventură. Mascată de blândețe, dă impresia că ești foarte slabă și chiar neajutorată, că ai nevoie de sprijin de la alții și de protecția lor. De fapt, sub blândețe afișată, sunt ascunse duritatea și chiar cruzimea. Ești destul de capabilă să faci compromisuri. Poți ajunge la excelență în comerț și lucrul cu bani, sănătate și boli. Trebuie să fii precaută privind depuizarea energiei, care este adesea rezultatul exigențelor excesive ale celorlalți. Pentru a menține sănătatea și fericirea necesită o hrană regulată și un somn bun. De asemenea, nu trebuie să mănânci repede, în grabă sau ocazional, neregulat. În același timp, nu ar trebui să exagerezi, Deoarece excesul de greutate nu este doar o expresie pentru tine, ar trebui să te înconjori cu lucruri frumoase și armonioase, pentru ca ti să contempli frumusețea, foarte importantă pentru bunăstarea ta mentală. În același scop, ar trebui să călătorești mai des sau cel puțin să te plimbi în natură. Dintre activitățile fizice sunt mai potrivite plimbări lungi și grădinarit, adică activitate fizică foarte puțin activă. Punctul slab al corpului tău, aparatul vocal, astfel încât ar trebui să protejezi întotdeauna gâtul, iarna, asigură-te că porți o eșarfă caldă. Este deosebită de important să ai grijă de corzile vocale, dacă profesia ta implică utilizarea vocii, profesor, cântărață, actor, vorbitor, destinul și norocul. Universul ți-a dat posibilitatea de a alege calea pe care o vei urma. Dacă alegi calea răului, inimii, profitului, viața ta va fi fără speranță, plină de dorință. Dacă urmărești calea evoluției, poți deveni de succes în domeniul activității pe care o alegi. Mult noroc, bunăstarea va fi modul tău de viață. Ești înzestrată cu un caracter puternic, voință. Iubești libertatea, ești independentă de părerile celorlalți, corectă, cinstită. Mulțumită! Sfaturi pentru tine! Nu trebuie să uiți că dedicarea în întregime îngrijirii altor persoane nu va funcționa. Este foarte important să te pensionezi la timp, să nu aștepți până când vei arde din punct de vedere moral. Evita să te sacrifici doar pe tine. Acorde mai multă atenție nevoilor tale, ai încredere în capacitățile copiilor tăi sau ale protejaților tăi, ei se vor descurca și singuri nu mai fi atât de preocupată de imaginea pe care o proiectezi lumii. Exprimă ceea ce simți. Amintește-ți că nu ajungi nicăieri dacă nu îndrăzlești să eșuezi. Numai la jubileul de jumătate de secol, începi să înțelegi ce este adevărata fericire și ce anume este pentru tine. Crezi că merită să te sacrifici atâta vreme? Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sării de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadou trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil, tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană. Pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.